Bună ziua, dragii mei! Am promis că vom face un video despre instalațiile electrice din România și tendința de a copia Germania, Anglia și așa mai departe. Am zis că o să facem un video în care o să îmi expun și eu părerea mea. Dumneavoastră trageți concluzii și dacă vreți, puteți comenta. Sperăm că va fi de folos. Din experiență proprie, vă pot spune că instalațiile în România, până acum, încă din anii 60, 50-60, au fost mult mai bine făcute decât le execută unii oameni în ziua de astăzi. Spre exemplu, în Spania, am lucrat acolo foarte mulți ani și mi s-a părut extraordinar cum lucrează spaniolul instalațiile electrice, circuite dedicate și așa mai departe. În schimb, românii noștri au o tendință de a se duce către nou, dar ceea ce este nou nu înseamnă că este și bun. De multe ori, o tendință nouă nu este cea mai adecvată, mai ales vorbim acum despre instalațiile din România. Am observat băieții noștri care urcă videouri pe YouTube. Vorbesc despre faptul că până și Germania a început să nu mai folosească tuburi de PVC sau Copex în instalațiile electrice. Total greșit. Și am să vă explic și de ce. Marea Britanie nu a folosit niciodată. Despre ăștia știm că sunt căpcăuni și cu susul în jos. Da? Dar am să vă explic de ce nu este bine să copiem pe nimeni și să ne facem treburile, meseria, cum o știm mai bine ca să protejăm clientul. Spre exemplu, în Spania, normativa se schimbă din 5 în 5 ani. În Marea Britanie, în fiecare an. Spre exemplu, aici, dacă ești electrician, trebuie să fie actualizat în fiecare an. Toată lumea care a lucrat ca și electrician în Marea Britanie știe că aici a fost 15 edition, 17 edition, 18 edition, acum am ajuns la 19 edition pentru electricieni. Aici calificările nu sunt pe viață ca în România. În România un electrician care a terminat școala în anii 70, spre exemplu, e electrician până la moarte. În Marea Britanie nu este așa. În Marea Britanie trebuie să te reactualizezi în fiecare an, că tot apar cărți în fiecare an. Acum am ajuns la ediția cu numărul 19, dacă nu ești pus în temă și trebuie să te certifici dacă lucrezi lucrări particulare. Deci nu ești certificat dacă nu. Aici nu funcționează ca în România, că ți-a luat diploma acum 60 de ani și tu ești electricianul pești toată viața. În schimb, să vă explic diferența. Spre exemplu, Marea Britanie, ăștia n-au folosit niciodată și nu vor folosi. Ei folosesc doar tubul de Copex sau PVC doar în hoteluri, de localuri publice și așa mai departe. Pe când în housing, în case, în casele particulare, au o tendință foarte proastă, deci lucrează extraordinar de prost. Dar extraordinar de prost, da? Și de ce spun că lucrează extraordinar de prost, că nu pun tuburi? Dumneavoastră să vă gândiți un pic. Nu ne putem compara nici cu Marea Britanie, nici cu Germania, România, da? Clientul, el nu se gândește în momentul în care alege să facă o instalație electrică fără tubulatură, că el nu va putea actualiza instalația aia niciodată, veci. Deci,
Gândiți-vă cum să ne comparăm noi cu Germania. Păi un neamț odată la 10 ani, 5 ani, 10 ani, eu cred că un neamț își permite să schimbe instalația electrică. Dar un român poate? A? Cu salariile din România se poate lucrul ăsta? Nu cred. Cum să băgați fraților instalații, cabluri în pereți, prinsă cu cuie și cu clipsuri, fără să treacă pentru un tub sau asta? Deci să știe că la noi în general s-a lucrat cu cutii de conexiuni și pe urmă prizii comutatoare și așa mai departe. Imaginați-vă că cablul dumneavoastră, că se folosește foarte mult cablu bară, în Spania nu se folosește cablu bară, în Spania se folosește cablu lițat, deoarece au stabilit că cablu bară, într-adevăr, are mai puțină pierdere, dar electronii nu pot circula cum circulă printr-un cablu lițat, da? Și atunci ei folosesc mai mult cablu lițat. În restul țărilor merg mai mult pe cablu bară. Dacă tu ai tuberii băgată de copex, de flexibilă, prin pereți, se întâmplă ceva cu firul dumneata în priză sau în întrerupător, pur și simplu disfaci cutia de distribuție și ori schimbi cablu, ori în cutii sus mai mult ca sigur ai o rezervă micuță acolo de 10 cm sau cât o fi ea și mai tragi un pic de fir în jos și ți-ai făcut legătură nouă și mergi mai departe. Dar imaginați-vă că instalația dumneavoastră este prinsă cu cuii și cu clipsuri. Cum mai schimbi dumitale? Ce mai faci în cazul ăla? Dărâm peretele. Neamțul dărâm, mă, că neamțul are bani. Dar tu, românule nemernic, care faci instalațiile oamenilor, nu te gândești oare că românul ăla nu o să aibă bani? Plus de asta, în Spania și acum mai nou în Marea Britanie s-a implementat legea asta. Dacă nu ai buletin certificat pe instalații cu o vigoare de cel puțin un an, nu poți închiria casa respectivă sau apartament sau ce-o fi. Imaginați-vă, eu am avut lucrări în Spania care erau pe cablu bar, nu corespundea ăsta cutia de siguranță și pur și simplu în 2-3 ore am actualizat instalația omului, am adus-o cu normativa și omul a avut un certificat valabil de 5 ani și a putut să închirieze casa respectivă. Dar dacă se va implementa și în România, ce va face omul? O să trebuia să plătească șpagă, să găsească unul care să-i certifice, nu? De ce? Deoarece dumitale te-ai băgat repede? Pentru că instalația, eu vă spun un lucru, cablurile respective să spuneți, domnule, dar alea sunt cabluri din nu știu ce. Cablul este cablu, dragii mei. Este pur și simplu cablu. Iar odată ce guvernul a scuipat o lege, să vă văd atunci ce o să faceți. A să vă caute lumea să vă vâneze, să vă dea în cap la electricienii care adoptați voi metodele astea. Ia uite, mă, cum a făcut neamțul. Lasă, mă, neamțul face cum știi și cum crede. Păi tu compari neamțul cu românul? Nu băgați prostii în capul românilor că vezi, doamne, neamțul lucrează așa sau face așa. Voi faceți-vă meseria care ați învățat-o și cum știți voi că este mai bine. Că nu puteți voi să-mi spuneți mie că este mai bine să treci un fir prin spatele, prin peretele ăsta, a stupa pe urmă cu mortar, cu gips, fără să fie el băgat într-un copex sau printr-un tub de PVC. Unde Dumnezeu s-a mai văzut așa prostii? Numai în capul vostru. Că neamțul lucrează așa. Păi lasă neamțul să lucre așa. Dar văd acum tendințele voastre pe YouTube sunt dezastru. Cum mă să învățăm, bă, oameni buni, care vreți să vă faceți instalațiile electrice? Băgați-vă bine mințele în cap, nu acceptați așa mizerii. Pentru că v-am spus, normativele se pot schimba. Spre exemplu, în Spania normativa se schimbă din 5 în 5 ani. Și legea spune așa, dacă nu ai un buletin, un certificat în vigoare de minim 5 ani, nu poți, de minim 4 ani, nu poți să închiriezi casa respectivă sau nu poți să faci nimic. Și atunci ce dracu facem? Dărâmăm toți pereții ca să schimbăm instalația electrică, că știm destul de bine. Instalația electrică
și instalația de apă sunt primele care se fac într-o lucrare. Dacă nu le-ai pe alea făcute bine, trebuie să dărâm toată casa. Din cauza asta neamțul a implementat chestia asta. Deci au permis să se bage firele fără tub ca să protejeze instalatorii, electricienii, instalatorii de apă. Dar tu ai nevoie de așa ceva în România? Unde suntem, cred că 10 milioane de furnici care lucrăm pe afară? Când ne-au fugărit guvernele? Băgați-vă mințele în cap. Imaginează că dumneavoastră acum în România lucrați cu cablu bară. Peste 5 ani hotărăște guvernul, cei care nu își schimbă instalațiile nu mai pot închiria casele. Ce faceți atunci? Atunci să vă văd eu prostii. Să vă văd eu atunci că trebuie să decopertați toți pereții, că a venit acolo un băiețaș inteligent, pentru el va fi favorabil. Că nu mai trebuie să stea să împingă, să pună, pozeze copexul pe pereți, nu va trebui să mai chinui să treacă cablul până tuburi, dar dumneata ce faci atunci? Aia e întrebarea. Tu ca și client nu trebuie să accepți așa ceva. Astea sunt compromisuri care, după părerea mea, credeți-mă că mai inteligenți au fost oamenii de acum 60 de ani care făceau instalații decât electricienii noștri din ziua de azi, care e atât de modern și îți nu mă asculte de dânsă, dar aici a zero. Că ei se uită și vede cu ce lucrează neamțul acum. Bă, omule, dacă pentru tine tu nu vezi un lucru bun, nu-l fă. Sfatul meu. Pentru că eu trebuie să mă gândesc. Dom'le, uite, și aici în Anglia la fel. Nu ai o cutie de conexii pe nicăieri. În România am mai văzut, mai este un electrician și săracul, nu dau nume, dar l-aveți acolo pe YouTube peste tot, cu proiectele lui de căcat. Când a început electricianul ăla să posteze pe YouTube, i-a pus la un om că i-a cerut clientul după, a mai vrut două lumini. Și s-a apucat dobitocul și i-a pus o cutie de conexiuni pe tavan, în beton. Iar omul pe urmă urma să coboare tavanul să pună dirigibs. Voi credeți că e normal ce fac băieții ăștia? Păi cum dracu omul ăla a să aibă acces acolo? Omul ăla, uite de cutia aia care ai pus-o tu acolo, mă, țăranii. Și pe urmă, dacă vrea omul să schimbi lustrele, să schimbi instalația, cum dracu o mai schimbă? Trebuie să trebuia să marchez un X pe tavan, eventual, să-i dea un punct așa, un spray ca în lucrare, să-și dea seama că el acolo are o cutie care ai pus-o tu, mă, bolovanule care ești. Și cam asta era despre instalații. Eu m-am văzut obligat de situații să atenționez, să trag un semnal de atenție, pentru că tendințele sunt nu spre bine, sunt spre rău și nu ne putem compara cu nimeni. Terminați-vă cu prostiile când vă văd pe YouTube, toată lumea postează cabluri cu niște denumiri din astea atât de științifici. Mă, oameni buni, cablu e cablu. Da? Prizele, 2,5 luminile, 1,5 bucătăria, de la 4 în sus, terminați-vă cu căcaturile și cu prostiile, nu mai împuieți capul oamenilor cu denumiri din astea fancy și pe urmă îl lăsați cu buza umflată, pentru că instalațiile sunt cum sunt. Instalația, eu de când mama mea m-a făcut pe pământul ăsta, știu că dacă desfac priza asta și cutia de deasupra, eu trebuie să trag de cablu și el să se miște acolo. Dacă voi vă apucați acum și prostiți lumea, că domnule, că așa se face în Germania. Păi ce dracu, bă, dar tu mă poți compara pe mine cu germanul? Păi ăla stă în casa lui, el are un salariu de 4-5 mii de euro la lună, din care cheltuie 1.000 și 4.000 pune deoparte. Ăla în 5 ani de zile are bani să-și permită să arunce pe o instalație nouă, să rezugrăvească casa și așa mai departe. Dar vouă, nu vă este milă de meseria care o faceți voi? Aia e întrebarea mea. Acum așteptăm răspunsuri și întrebări să vedem, că mai mult ca sigur unul sau doi se vor simți jigniți. Dar nu aveți explicații la așa ceva, la ce propuneți voi la oameni doar pentru faptul că am văzut eu în Germania că așa se lucrează. Stați dracu cu minți și faceți-vă meseria cum trebuie. Țineți cont că voi sunteți în România. Și vă spun un lucru,
lucrările care le faceți voi, luați bani exact la fel ca în Germania, doar că diferența este că omul din România nu câștigă cât neamțul. De aia mai mult video ăsta se va îndrepta către clienți și nu către voi, meseriașă. Ăștia, din partea mea, dacă mă întreb pe mine, sunt meseriași de 2 lei. Oamenii care, vezi, Doamne, că așa face neamțul, că așa face britanic. Eu am lucrat aici în Marea Britanie, electrician, timp de 9 luni de zile, am lucrat într-un proiect pentru o companie extraordinar de mare, care se numește Dornan, și în timpul liber mergeam acasă, ajutam un coleg să-și facă instalația, pentru că vroia să transforme o casă mare în 5 garsoniere, 5 apartamente cum ar veni, pentru ca să le închirieze. Bă, oameni buni, bătaie de joc, gunoiul ăla de om. Și eu l-am întrebat, zic, băi, Michael, de ce Dumnezeu faci tu instalația așa? Zice, dar cum să faci? Și eu mi-a explicat cum lucram eu în Spania. Dom'le, că noi aici puneam cutii de conexiuni, puneam copex, tub flexibil, trăgeam, făceam, zice, la care Michael la meu mi-a zis, asta era la început, când am venit eu în Anglia. Zice, a, ca la hotel? Deci ei lucrează instalațiile bune numai industrial. Industrial nu ai cuvinte, lucrează extraordinar de bine, dar tot ce housing, case private, e dezastru. De asta aici, păi pregătiți-vă și voi la fel. Puneți omului în casă tot felul de sisteme de alarmă, sistem anticarbon, sistem antifum, sistem anti... Dumnezeu mai știe, că toate casele în Marea Britanie sunt pline de tot felul de sisteme și de țuitori, din cauza că instalațiile sunt făcute de căcat. Păi nu mai bine bag eu bani, fac o instalație ca lumea să mă țină o viață, decât pe urmă să stau cu frică și să pun tot felul de sisteme. Păi și ce te faci tu atunci când cablul ăla începe să se înfierbânte pe perete, să pușcă și omul rămâne fără priză? Ce îi spui? Dom'le, du-te, adă-ți un german ca să o repari, că eu trebuie să-ți coșcovesc toți pereții ca să o repar, nu? Cam asta e explicația. Bun, dragii mei, sper să vă fie de folos video-ul ăsta care o să-l vedeți. Și v-am spus, așteptăm like-uri, dacă se poate să vă și abonați la canal pentru mai multe video-uri. Și următorul video îl vom face despre bateriile de litium-ion. Am lucrat cu ficiorașul meu o iarnă întreagă la ele, dar nu le vom putea folosi. Și am să vă explic și motivul. O să încercăm să le donăm cuiva, dar trebuie să ne asigurăm că le merită, deoarece au costat bani. Cum știți, bateriile de litium sunt scumpe. În schimb, noi nu le vom putea folosi. Mai multe detalii în video următor.